Cu ce gânduri ați venit la vot? Noastră? Să încep ziua cu bine. Tot e cald, tot e frumos. Așa că să nu frunt căldura. Încep și vom termin și o treburile. Am înțeles. Sunteți mulțumită de actuala conducere a sectorului 2? Da, foarte mulțumită. Cu gânduri bune, bune, și am votat pe vechiul primar. Sunteți mulțumită? Sunt foarte mulțumită de domnul primar Onțan, sectorul 2, și Sorin Oprescu, capital. Nu sunteți mulțumit de conducerea actuală? Sunt mulțumit. De unii primari, cum e Onțanu, foarte bun, foarte, foarte bun. Cu ce gânduri ați venit la voi? Să se îndrepte țara asta, să fie corectitudine și să mai aibă și tineretul puțin spor, să aibă locuri de muncă. Așa este. Sunteți mulțumită de actuala conducere a sectorului? Da, da, foarte mulțumită. Da, da, foarte mult. Onțanu a făcut mult pentru noi. Cu gânduri bune să ne facem datoria cetățenească. Am înțeles. Sunteți mulțumit de actuala conducere a primăriei sectorului 2? Foarte mulțumit. Ca dovadă că am manifestat pe-un vot. Sunteți mulțumit de actuala conducere a sectorului 2? Treaba făcut. A făcut blocurile, nu le-a terminat încă pe toate, dar le face, așa a promis. Străzile le-a făcut. Cu ce gânduri ați venit la vot? Cu gândurile de a vota pe cine merită. Așa este. Sunteți mulțumit de actuala conducere a sectorului 2? Sunt foarte mulțumit. Domnul Onțanu cred că va reuși în continuare. Este un om de mare calitate, iar Sorin Oprescu la fel. Sunt de meserie medic. Onțanu a făcut mult pentru medicină, iar Sorin Oprescu la fel. Sunteți mulțumită de actuala conducere a sectorului 2? Da. Da, adică lucrurile s-au schimbat oricum în bine. Ca în orice situație se putea mai bine, dar asta este. Încet, încet sperăm să fie mult mai bine. Cei care au făcut treabă, am avut grijă și am fost mulțumiți de ce s-a realizat până acum în sectorul 2. Sunt în sectorul 2 din 41. Și știu ce era sectorul 2 când eram copil și știu ce e sectorul 2 acum când sunt la peste 80 de ani.